Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere. Așa cum v-ați obișnuit deja, stimați telespectatori, de 19 băieții buni aici în ringul de box politico-mediatic, ca să spunem așa, reprezentând interesele comunității din județul Gorj contra celor care vreme de 26 de ani, stimați telespectatori, au dominat-o, au avut o hegemonie permisă, deci au avut un fel de cârje din astea pe care s-au sprijinit în ringul de box și datorită cărora au câștigat în permanență. Astăzi îl vedeam pe postul roșu, ca să spun așa, media pe care ei ies în mod normal cu flajnetele de declarații publice, pe Nea Ion, specialistul în agricultură, știți dumneavoastră, ăla de șefulesc pe acolo, pe la social-democrați, pe la roșii, și declara sus și tare, domne, că respectăm partidul, disciplina de partid, părerea primarilor. Care părerea primarilor, stimați respectatori, că ne uităm? Toată baza din Partidul Social Democrat, primarii aceia care au aduc voturi și muncesc sistematic, aproape la fiecare campanie electorală, vocea lor a fost ignorată totalmente de acești câțiva trei inși care sunt la centru aici. Toți l-au susținut pe Ion Iordache. El vreau, domne, puneți-l, domne, pe listă pe Ion Iordache. Nu știu cât e controversat Ion Iordache, nu știu ce probleme are, dar dacă toată baza asta a partidului, vorbind de primari care au scos 80-90%, domnule, vor pe acest om și acest om este din județul Gorj, deci nu-l pun, domnule, pe acea listă. Vine după care și domnia sa, specialistul în agricultură, știți foarte bine la cine mă refer, de aia nu dăm nume, pentru că telespectatorii noștri sunt mai inteligenți decât noi și tot timpul există acea telepatie, această interfață între noi care își dau seama ce vrem să comunicăm noi automat. Am văzut declarațiile pe care le-a făcut și spunea, da, domnule, respectăm partidul, respectăm primarii, dar până la urmă părerea lor nu contează, pentru că acest Ion Iordache nu are ce căuta în rândurile parlamentarilor de la Partidul Social Democrat. Păi ce respecte acesta în momentul în care vocea lor, care e deja la unison coagulată, este ignorată totalmente? În schimb, băieții își canalizează întreaga energie, întreaga preocupare și întreaga virtuozitate aia care o mai au, un fel de reminiscențe de virtuozitate care le-au avut până în prezent, către Victor Ponta. Păi ce se întâmplă cu Victor Ponta? Hai să plângem în cor, stimați spectatori, că n-a putut să vină la deschiderea anului școlar. Am văzut mai nou că Victor Ponta este delegat în viitorul minister care ar exista într-o eventuală cooptare la guvernarea PSD-ului să se ocupe de finanțe, de banii românilor. Păi, stimați spectatori, ați văzut ce bine s-a ocupat de banii românilor în dosarele Turceni și Rovinari. Prin urmare, vă dați seama dacă întreaga Românie va fi pe mâna domnului Victor Ponta, probabil își va dezvolta capacitățile acelea intelectualo-financiare la cote halucinante pentru popor. Haideți să vedem, stimați spectatori, un material colegii mei din regie l-au pregătit. O să-l urmărim împreună și o să-l dezbatem cu dumneavoastră într-o interactivitate aici și cu invitatul care este în studioul nostru. Colegii din regie, vă rog materialul. Premier Victor Ponta, despre care liderii PSD dădeau asigurări la sfârșitul săptămânii trecute că va fi prezent la deschiderea anului școlar la Târgu Jiu, nu și-a respectat promisiunea. Deputatul de Gorj, ale cărui prezențe în județul ce l-a trimis în Parlament pot fi numărate pe degete în acest an, a dat vina pe DNA că nu a ajuns la Târgu Jiu. Aș fi vrut să fiu prezent ca în fiecare an la Târgu Jiu la liceul Tudor Vladimirescu. Din păcate însă nu aveam cum în mod fizic să fiu la ora 9 la ceremonia de deschidere a anului școlar la Târgu Jiu și să ajung până la ora 12 la secția 6 Poliție București, conform obligațiilor legale din controlul judiciar, a postat Ponta pe Facebook. Deputatul de Gorj nu spune însă că programul a fost stabilit chiar de el cu reprezentanții poliției, putând merge să facă prezența până la ora 16. În schimb, Victor Ponta a mers la sediul PSD unde s-a întâlnit cu Liviu Dragnea, care a confirmat candidatura fostului premier pe listele partidului pentru parlamentare. Într-adevăr, stimați spectatori, măreția sa, Victora și Viorel Ponta, se află sub control judiciar, în foarte binecunoscutul dosar pe care îl cunoaștem cu toată lumea. Dar dacă ar fi vrut să facă un pas către Gorj, către gorjeni, către cei care i-au dat până la urmă 3 mandate, 12 ani, eu cred că ar fi putut să-l facă cu ușurință, nemai trebuind să existe cei doi lideri de aici de la vârf, căutând fel de pretexte pentru a-i căuta scuzele de rigoare în ochii imaginii publice. Bineînțeles că instituțiile media servite au preluat în modul aferent informația necesară, pe care ulterior au distribuit-o pe canalele pe care le folosesc în mod uzual. Nu știu cât de mult mai țin aceste strategii de imagine, aceste fitilisme, ca să spun așa, pentru că până la urmă cred că târgujenii și gorjenii au simțit pe propria lor tot ce a însemnat această guvernare. Vorbim, stimați spectatori, de dispariția clubului de fotbal, este în curs de dispariție, dacă stăm și ne uităm la analiza economico-financiară a clubului Pandurii, vorbim de dispariția clubului de handbal și clubul de basket. Nimeni nu spune nimic, stimați spectatori, din
partea aceea de 90% a presei care slujește interesele social-democrate, despre această colosală pierdere. Până la urmă, era un fanion pentru județul Gorj și pentru municipiul Târgu Jiu. Echipe de handbal și de basket ajunse în topurile naționale. Efectiv, au fost parcă șterse, delete, erase din tot ceea ce a însemnat viața de performanță a sportului gorjean. Alături de noi și de dumneavoastră implicit în studio, stimați spectatori, se află din partea Partidului Mișcarea Populară consilierul municipal Ion Săvoiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc invitație și am rămas puțin surprins de felul și de rapiditatea cu care ați prefațat în câteva minute situația care-i motivul nu, e până la urmă, domnul Săvoiu, e până la urmă vorba de o sinteză făcută la prima vedere. Și ce mă doare pe mine cel mai mult, a dispărut un club de handbal și un club și de basket. Și credeți că îi pasă cuiva? Păi asta vreau, dar nimeni nu spune nimic. Deci în acele două instituții de performanță în sport au băgat cu farmacia pastile la greu și acum e liniște totală. Dacă au dat banii, au fost bune. Pastile au fost expirate, ajunge să înțelegem. Iar atât timp cât nu au niciun beneficiu de imagine, deci că ajunsese să pună trandafirii pe tricourile fotbaliștilor, atât timp cât nu au niciun beneficiu de imagine, politica nu interesează, pentru că Partidul Social Democrat nu are interesul să facă așa o radiografie corectă a situației cluburilor sportive și să aducă specialiști ridice. Pe interesează, e bun, îl folosim, nu mai e bun, îl dăm deoparte. Pentru că dacă ar face o situație, ar fi multe semne de întrebare. Ceva de genul, unde sunt toți acei bani băgați? Și vă spun dumneavoastră că în acel fel s-ar ridica multe semne de întrebare. Dar ne-am obișnuit cu Partidul Social Democrat. Avem pe Brâncuș, ca și imagine, au distrus-o. Fodul l-au distrus, o parte din economia județului nu mai există, toate datorită lor. Iar în schimb, târgujienii, gorjenii, cum spuneați dumneavoastră, pur și simplu conștienți de aceste fitilisme cu care au mers în continuare, i-au acceptat și atunci când a trebuit să-i se cere să încerce puțin să-i pedepsească, i-au votat toți pe ei. Deci nu este altceva, decât, cum să vă spun, o neînțelegere. Și o neînțelegere a unor lucruri pe care un om normal stă și își pune o întrebare. Băi frate, dacă o duc rău, de ce îi preferi tot pe aceia care îi bajocoresc? Este o întrebare pe care dumneavoastră proiectă trebuie să vă puneți să încercați să mergeți undeva la acel adevăr, la acea rădăcină ascunsă. Păi noi am mărâți ăștia nici 10% care a mai rămas, că dacă vă uitați la aia, 90% nu spun absolut nimic despre situația de la complexul energetic Oltenia, despre situația dispariției clubului de handbal, despre clubul de basket, despre economia care se duce în cap văzând cu ochii. Deci nimeni nu vorbește nimic despre aceste lucruri. Cât să mai spunem și noi? Dumneavoastră, spuneți, dar rolul presei, eu o spun și eu acum, pentru că văd în dumneavoastră acea parte care trebuie să poarte adevărul și pe înțelesul lor să le explice unor care este situația. Și sub adevărul ăsta să știți că noi ne prăbușim, pentru că e o povară atât de mare, încât susținerea noastră din punct de vedere al publicului, al imaginii care dă politice pe care o votează, este exact efectul contrar la ceea ce facem noi aici. Și până la urmă, adevărul ne va strivi. Și mai este un lucru, atunci nu puteți să cereți anumite părți ale politicii gorjene să facă mai mult. Pentru că dacă dumneavoastră, ca și presă, nu sunteți auziți, noi și ca politicieni, simplu fapt că avem îmbrăcat această aură la politicieni, nu mai suntem credibili. Indiferent, cu toate că, cel puțin eu și o parte din colegii mei, venim către această parte cu intenții foarte bune și încercăm, dar oamenii ne bagă pe tot în loc. Sunteți politicieni mințiți și ne-am săturat de voi. Și marea problemă este că această neîncredere va duce peste 3 luni de zile, când va fi procesul de vot, la un absenteism și la o indiferență din partea oamenilor și ne vom confrunta cu aceeași problemă de la alegerile locale. Oamenii trează cu indiferență, nu-i mai interesează și votează la întâmplare, ca să scape de tine. Va fi ceva de gen rotarul care vor merge în zilnic după tine, votați-mă, mă voi face, iar în momentul când se încheie procesul de vot, îmi fac interesele mele și la revedere. Oamenii crește pătura dezamăgiților și celor care te vor trata partea politică, care este o resursă importantă în ceea ce privește dezvoltarea acestei țări, cu indiferență. Pe mine mă interesează, domnul Ion Săvoiu, ca gorjenii noștri să aibă o acea atitudine, acea conștiință de tip moromețian. Dom'le, să aibă, până la urmă, mulți catalogau a neștiință, dom'le, că e vrea vulgar Moromete. Dar, în schimb, Moromete avea acea inteligență nativă, acea viclenie extraordinară a omului simplu din popor, care știe cum funcționează sistemul politic, știe ce reprezintă vârfurile alea de lance din punct de vedere al imaginii publice, ce reprezintă instituțiile statului. Să iasă gorjenii noștri și târgujenii noștri din starea aceea de placiditate, de prostrație, atenție, repet, de prostrație, de stau în genunchi în fața ăstora de atâția ani de zile, care efectiv le-au spulberat toate vise
visele de viitor și toate perspectivele economice și nu nicio măsură. Să treacă la un limbaj simplist, tăios și cât se poate, până la urmă, e meritul noastră să fiți cât se poate de arogant, pentru dacă ei v-au tratat așa, așa cu aceeași monedă de reprezentată și noastră. Simplu, ce ați avut, mă, cu clubul de handbal și cu clubul de basket? E simplu, asta spuneam oricum. De ce ați avut, mă, asta era termenul pe care uza el în mod constant în discuțiile pe care le avea. Da, dar... Și îl uza cu folos. Uite, Gorjene, uite un lucru. Că sunt urmașii al lui Tudor Adivesu, că sunt urmașii ai Ecaterinei Teodoroiu, iar trebuie să plece capul doar ca să-și vadă vârful pantofului, nu altceva. Însă mă uit pe stradă și din cauza nemulțumirii situației sociale economice, oamenii sunt atât de supărați încât singurul lucru care ne mai lipsește este o sinteză politică. Ne găsim în această situație și ei găsesc în această situație vinovați tot politicienii. Și va fi foarte greu, vă repet, domnul, va fi foarte greu ca Gorjene, vorbesc de la partea Gorjene, să se așeze într-o linie dreaptă, să facă cu adevărat o sinteză a situației și să încerce. Pentru că toți așteaptă ca cineva să facă pentru ei. Ca să aprinde o scânteie, cineva să vină să zică va trebui să facem așa. Până va n-am lăsat această grupă de gherilă care într-un fel sau altul va încerca să strânească puțin partea politică, să schimbe atitudinea, iar partidele să genereze oameni curați, oameni noi, care să meargă în politică, va mai trece ceva timp. Domnul Stăpâi, eu zic că dumneavoastră problematizați, sofisticați prea mult acest proces care este cât se poate de elementar. Redus până la urmă la instinctele primare. Aici nu e vorba de o analiză, nu e vorba de pregătire, nu e vorba de ce spune în declarații publice un politician, ce spune altul. E simplu să oastră spectatori. Lasă mult. Vă uitați la asta. În momentul în care vă uitați la asta și asta s-a subțiat, e simplu, ăia n-au fost buni. În momentul în care stă un an, doi ani, trei ani, patru ani și portofelul ăsta devine mai subțire de la an la an, e simplu ce aveți de făcut, schimbarea, că aici se reduce totul. Bun. În momentul în care popica e în ce în ce mai puțină pe masă, nu mai sunt bani de facturi, nu mai sunt bani de rate la bancă și de mai știu eu ce, e clar că ăștia nu mai au ce căuta să conducă. Calitativ, dumneavoastră aveți dreptate, pentru că nu mai sunt să subțiază. Dar noi, gorjenii și românii în general, au învățat să mănânce tot ce e mai ieftin, dar fără calitate. Prea mulți, prea puțin se uită. Trăim într-o țară în care ne-am învățat să mâncăm cât mai ieftin și n-are importanță calitatea. Dar am uitat să avem pretenția să mâncăm de calitate sau să trăim de calitate. Știți cum e? Le-au redus aspirațiile lor de viitor și de idealuri. Deci, și oamenii cu lumea se complac în această situație. Adică omul se mulțumește dacă are o ciorbă de cartofi, un parizer sau un salam, eu nu știu de și care, care e plin de chimicale și de ori. Și spun asta e soarta. Dar de ce nu se gândesc că merit ceva mai bun? Prin urmare, hai să fac o schimbare, că aici e marea problemă. De ce de la an la an ne ducem și mai în jos și mai în jos și mai în jos? Colegii de energie ne spun că avem de ceva timp un telefon. Haideți să luăm bună seara. Alo, bună seara. Bună seara, domnul Leonard. Vă rog. Bună seara, domnul Săptuie. Bună seara. Domnule, o strategie cu domnul Ponta, domnule. N-a venit ca să se dea victimă, domnule. E victima sistemului. Sărăcuțul de el. Oh. Domnule, prostimea Mititelul, crede, da. Domnule. Prostimea crede. Nu cred, uite, eu nu cred, refuz să cred asta. Da, uite, băi, victimă, bă, nu-l lăsară să vină, bă, să vadă elevii o mare... Păi cine nu lasă, stimate telespectator? Controlul judiciar, problemele penale pe care le are? Despre ce vorbim aici? Spun că doar și... nu l-a sechestrat nimeni. Dar programul a veni și l-a ales singur el. Da, de acord. Se putea duce la poliție și după masă, domn. Da. Era la 9 în târg, ca un elicopter. Era la 9 în târg, pleca la 12 și la 1 era în târg, în București, domn. Helicopterul. Mai prostească lumea, domnule. Prostește ăștia care n-au cap deloc, deloc. Care merg din noroi în noroi și nu văd unde sunt. Acum văzui șeful la șomaj. 1000 de șomeri și vor urma nu știu câte mii. Așa, și Aradul n-are niciun șomer. Are 10 asistat social și ne avem 2000. 100. Păi, cum să trezească Gorjeanu, domnule? Când pe tăi cheamă la pomeni, iară, pe veterani, așa, făcut la ăștia, la bătrâni. Făcut la bătrâni de toate, la tineretul nimic. Discoteni și baluri și crime. Asta a fost. Distruseră tot din Gorj. Terminare și cu sportul. Domnilor, eu am fost un extraordinar, mare iubitor. Da. Eram un mare iubitor de sport. Nu trebuia desfințat stadionul ăsta. Trebuia lăsat în pace. N-avem nimic împotrivă pentru construirea acestui stadion care se ridică la cote europene. Într-adevăr, jos pălăria. Dar ce au făcut ei cu clubul de handbal și cu clubul de basket? Echipe de performanță de la nivel național. Domnul Leonard, stați un pic. Făceam stadion nou, domnule. Avem unde destul teren. Făceam stadion nou și lăsam pe ăsta.
pierdurăm o grămadă de bani. Nu știu, haideți să lăsăm să trecem cu vederea. Asta e, l-au făcut cinste lor, e un stadion într-adevăr. Ce trebuie criticat, criticăm. Degeaba mai facem stadionul. Aici, exact, aici e problema. Asta e, asta mă doare. Va fi un stadion gol pe care nu mai avea ce să joace. Era Jiu în glorie, bătea pe CCA, bătea pe toți. Așa, era fotbal peste tot de calitate. Am avut și noi acum cu handbalul și cu basketul prin toată Europa și terminarea, fiindcă domnul Călinoiu și Cărciumaru a reclamat pe Părbulescu că a făcut blat cu Clujul și cu Mediașu. Păi Gorjeanu asta nu știe. Dacă spui, nu bă, domnul Ponta a plecat la guvernare că a văzut că a cărmit-o rău. O luase cu codul fiscal. Păi domnilor, ați plătit foncierul impozitul. Le-a dublat. Plătești pământul de sub casă aici o dată. Am dat 1 milion, au trecut acolo, am dat 2. Păi ce a făcut? De ce a plecat? Fiindcă a văzut că a mers loc, m-a pus și în 2009. De-aia a plecat la guvernare și a cutat în cap la tehnocrați. Păi ce să repar că în ăștia 3 ani jumătate a dărâmat tot? 19 ani din 27 a condus PSD-ul, domnule, de toată țara. De ce România? Fiindcă n-am avut un Lech Wałęsa, cum a avut poloneză, de-i băgă în Europa și făcut din Polonia ce făcut. Ne-am avut pe Conu Iliescu care a distrus țara și cu domnul Roman. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru intervenția noastră telefonică. Într-adevăr, telespectatorul acid, scurt la obiect și a punctat momentele esențiale ale guvernării acestei 26 de ani, atât la nivelul de Românie, de țară, cât și la nivelul județului Gorj. Trist, dar adevărat. Trist. Spuneați de stadion, că nu mai avem ce face cu el. Cum, domnul, să voi? Aveți un specialist în agronomie, domne, care e de partea Taberei Roșii. Vă dați seama cum va piguli acest specialist în agronomie, fir cu fir acolo, iarba, soară, dacă crește și e tot în regulă. Cred că... Între două masaje sau între două saune care le face la pandurii, probabil. Cred că Ion Călinu... Nu știm numele lui, nu am spus numele, nu știu cine e. Eu sunt mai... Ion Călinu, telespectatorii noștri sunt mai inteligenți chiar și decât noi. Încetul cu încetul va duce o ștescu sfârșit. Nu se știe cât va politic. Mai conta. Politic vorbesc, totul este simplu politic. Dar ne vom trezi cu un stadion de cote europene, dar să nu mai avem echipă de fotbal. Este un risc pe care ne l-am asumat și consecințe să vedem cine ne va plăti. Dar asta este, asta am ales, asta avem și astăzi plătim oalele sparte de care nu am avut grijă. Și e ciudat, până acum toată lumea vorbea, domnule, ce victorii extraordinare la Energia Rovinar, la echipa de handball, la echipa de basket, joacă în Liga Europeană, joacă în ligile naționale, rezultate extraordinare. Domnule, în momentul în care le-au șters efectiv din bazele de performanță, nimeni nu mai spune nimic. Eu uitor vorbim de oameni care erau angajați acolo, vorbeam de salarii care se plăteau, vorbeam de o echipă Fanion care aducea simbolurile care există la nivelul județului Gorj peste hotare și numai prin toată țara. Domnule, deci a fost șters de parcă nici n-a existat echipa asta de handball și de basket. Banii ăștia către sport au fost atât de mulți, atât de necontrolați, încât s-a dorit într-un fel sau altul ștergerea, uitarea. Pentru că atât cu dispariția, se spar și sumele colosale de bani care au fost investite și care văd sau atunci găseau justificare. Nimic mai mult. Și la sportivii aceia care se chinuiau și munceau zi de zi pentru acea performanță, a ajuns, bineînțeles, ce a rămas la fundul sacului, iar grosul a luat, bineînțeles, baștanii care erau la pupitre și la manete și care se ocupau tot timpul de păpușarii. Această tensiune între înțelege, neînțelege, bacă îl ia Condescu, bacă îl ia Prvulescu, toate astea te-a ținut pe tine, omul de rând care încercai să înțelegi, mai într-o primă tensiune, ca să stai să oscilezi între cele două tabere. Iar politicienii interesați n-a avut altceva decât să-și facă micilor afaceri în spatele tuturor acestor combinații. Rezultatul care este? Un rezultat dezastros, pentru că până la urmă a pierdut tot cetățeanul de rând, tot muritorul. Pe asupra lor se răsfrânge totul. Dar vezi, noastră, nu înțeleg. Și te gândești câtă putere au și nu știu să folosesc această putere. Pentru că este foarte simplu. Am posibilitatea să decid dacă merg mai departe cu această echipă care a condus 26 de ani sau aleg o altă echipă. O altă echipă de care să fie pentru noi. Dar ați avut și ați văzut și, mă repet, ați avut și dumneavoastră posibilitatea să vedeți pe viu cât se poate o experiență. Mi-aduc aminte de răspunsul domniei voastre după alegeri când mi-a spus nu vine să cred. Dar nu vine nimeni să credă. Și vă garantez că alegerile acestea care vor veni parlamentare vor fi mult mai dezastroase pentru partea politică. Pentru că politicienii au folosit presa în mare parte pentru ei și au citit-o numai ei. Iar omul de rânsătul și de mijloc ăsta s-a îndepărtat. Trebuie făcut ceva ca acești oameni să reîntoarcă fața către politicieni. Politicienii să câștige credibilitatea, iar mijlocitorul care este presa să încerce să fie un fel de plasă pe care să aleagă cele două pasaje. Dacă nu se face același lucru, ne îndepărtăm unii de alții toți, să alege praful. Deja suntem pe acea cărere de să alege praful de tot. Uite-o, zilnic pleacă români afară în a-și căuta norocul.
Gorjeni, în general. Cei care vin acasă vin în vacanță. Au ajuns, mă duc în România în vacanță, nu mai spun mă duc în România acasă. Și atunci ce facem? Stăm să așteptăm. A devenit o destinație exotică în România pentru ei. O țară a devenit, cel puțin Gorj a devenit un loc de pasaj, n-a devenit un cap de linie. Ce putem noi promova, ce putem noi face ca Gorj să devină tratabil, să devină atractiv? A rămas amântul să ai Brâncuși. Păi de la Brâncuși, în afară de a-l spăla, deși de a nu ști cum să-l folosești, n-a mai rămas nimic. Știți care este paradoxal? Că ați adus vorba de marele sculptor mondial, Constantin Brâncuș, care și are obârșile și originea lui aici la noi în Peștișani, în Comuna Hobița și în județul Gorj până la urmă. În Franța este divinizat ca un zeu și este valorificat la cote financiare extraordinar de mari. Iar aici la noi, la Târgu Jiu, unde e locul de baș, niște terferi și călcat în picioare de niște liliputani de ăștia de 2 lei. Pentru că n-au înțeles niciodată ce înseamnă Brâncuși. Vedeți, dumneavoastră, este greu să explici unul care a fost, nu să-mi luau parte în medie, dar la nivel de cultură generală, s-a mulțumit doar să știe că Brâncuși a existat. Ne mulțumim cu faptul că mormântul lui Brâncuși în continuare la Paris, că dacă l-ar fi terferit și pe ăla. Uitați, operele de seama lui Brâncuși nu au avut specialiști. Marele partid, Partidul Social, nu a avut un specialist sau n-a reușit să găsească un specialist pe ceea ce înseamnă Brâncuși ca să poată să fie promovat. Vrei să vii la Târgu Jiu, ca orice turist te interesează ce am eu la Târgu Jiu. Știu din cultura generală că la Gorj, la Târgu Jiu, îl găsesc pe Brâncuși. Vine și rămân dezamăgit. Mai vine a doua oară? Nu. Corect. Și atunci avem ceva gratis, ne-a lăsat și nu o să profităm de în urma ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu de pe Brâncuși, pe lângă faptul că nu știm să-l conservăm, să-l protejăm, îl și distrugem. Dar îl distrugem voie. Și nu-l distrugi un specialist, îl distrug cei care cred că sunt autoputernici și cei care în loc să-i lasă pe profesioniști să-și facă meseria, se amestecă ei. În toate aparatele, în cultură, în decongenerate, nu avem altceva decât politicieni promovați pe culoare, pe zâmbe și pe dărârea cu care au fost alături de Partidul Social Democrat. Cei care te-ar trebui să vină pentru că sunt profesioniști nu pot să o facă. Sau aleg alternativă Timișoara, în loc de politruci ăștia veleitari care... Bucureștiul. Nu generăm, nu dăm oameni de calitate care să reușească să facă lucruri bune pentru acest oraș, pentru acest județ. La fel și cu politicienii. Trimitem la București ceea ce vrea PSD-ul, pentru că așa vrea PSD-ul. Ei nu pun încântare, și acolo se pun frumos pe interese. Dacă am trimite oameni cu adevărat simpli, care vor să se întoarcă săptămânal, o dată la 2 săptămâni pentru acest județ, să-l ajute, să promoveze, am vedea și noi puțină lumină la capătul tunelului. Dar atât cât promovăm pe anumite interese, niciodată acest județ nu va, deci nu va rămâne nici în starea în care se va coborî în jos, nu va urca într-o altă direcție. Mie mi-a spus ceva la București că strategia de promovare a lui Brâncuși e foarte simplă până la urmă. Nu trebuie să faci fonduri, să accesezi fonduri europene, care ar fi fost destul, deci ar fi putut accesa sume fabuloase din punct de vedere, din punctul acesta de vedere. Dacă ar fi participat prin banii care există la Consiliul Local, respectiv la Primăria Târgu Jiu și la Consiliul Județean, la toate târgurile importante de turism, să valorifice imaginea lui Brâncuși, imaginea lui Târgu Jiului și județul Gorj ar fi fost cu totul alta. Dar oamenii ăștia nici măcar atâta lucruri nu fac. Da, domnule, te duci în punctele importante unde se strâng turiști într-adevăr mari, că sunt târgurile de turism mari la nivel internațional, de acolo aduci tu, nu unde te duci cu lăutarii de la Doina Gorjului la Viena și mai știu eu unde, faci act de prezență, nici de cum act de eficiență și te întorci după aia înapoi. Domnule, l-am promovat pe Brâncuși, ce am făcut noi acolo? Deci bătaia de joc, cred că se răsucește în mormânt. Da, am fost martori. Întrebarea se pune, am văzut și am fost martori acestei bătăi de joc în decursul anilor. Ce au făcut gorjenii? Ce au făcut târgujenii? Nimic, domnul Ana Filip. N-a fost. A fost o voce răzleață pe aici, pe încolo, care a mai ridicat, a mai criticat și după care a dispărut. Sunt obișnuiți că atunci când există o voce care să spună cum stau lucrurile, să reușească să o aducă la tăcere, prin toate mijloacele pe care le au. Ca și cum sunt supremația absolută. Pentru că în Gorj totul merge ok. Ne mulțumim să dumneavoastră, cu mine și alți 2-3 care reușiți să mai spună lucruri, în restul, tu nu ai mulțumită. Pe față. În spate sunt vai de ei. Și nu știu, parcă a dispărut acea sămânță, acea dorință de a te ridica și a spune ajunge, stop, haideți să vedeți lucrurile altfel. S-a strâns atât de repede flacăra asta civică de care spunea și dumneavoastră în iarnă când am văzut generația tânără mărșăruind pe străzile din Târgu Jiu împotriva sistemului, împotriva celor care au abuzat de putere în vreme de 26 de ani, în decembrie, ianuarie, când a fost atunci, până în iunie, efectiv, flacăra aia s-a diluat atât de mult. Lipsă de experiență. Nici măcar o scânteie pentru n-a mai rămas. Pentru dumneavoastră, a fost pur și simplu o erupție spontană. Dacă era o erupție controlată, avea un parcurs. Ceea ce este spontan, se stinge tot imediat. Spontan. Și a fost plecată din dorința cuiva pe care vrea o schimbare, dar la rândul lor,
cei care au ieșit, fiind fără experiență, nici n-au știut să-și motiveze această schimbare. Simțeau că vor o schimbare. Iar politicienii și-au dat seama, deci vulpile acelea bătrâne, exact, ale sistemului, la sistemul, și-au dat seama și au spus, lăsați-i, ei iasă, de mâna lor vor muri. Așa s-a întâmplat, au ieșit, au avut o schimbare, li s-a lăsat să scoată acel loc pe care l-au vrut, exact, că totul este ca ei, după care au dispărut și s-a întors. Sunt foarte fiind psihologi. A apărut guvernul tehnocrat. Dar asta ne uităm pe declarații de presă. Iohannis își dorește un guvern politic, nu un guvern tehnocrat. Pentru că tehnocrații nu sunt altceva decât o, cum să vă spun, o umplutură, o mască pusă în față a politicienilor pe care își ascunde putința. Tehnocratul nu răspunde cu nimic dacă nu realizează sau lucrurile nu merg bine. Pleacă de unde a venit, politicianul pierde voturi. Și atunci când anumite guverne, anumite țări nu reușesc să ducă la punct, să ducă la îndeplinire anumite sarcini pe care și le propun și anumite promisiuni, fac să intervină tehnocrații. Deci tehnocrații sunt una din marile pierderi ale democrației. Păi n-au fost suficiente pierderi ale democrației, domnul, să vă până la urmă, dacă stăm și ne uităm la parcursul istoric, economic și social al României de la Revoluție până în prezent, luându-l ca exponent pe Ion Iliescu, cel care a fost un privilegiat al sistemului, continuând cu Emil Constantinescu, cel care s-a declarat învins de sistem, și cu un Traian Băsescu, care a luptat tot timpul împotriva sistemului, dar tot timpul balanța de în înclinat echilibru când într-o parte, când într-alta, vorbim până la urmă de o defalcare masivă a României de interesele acestea la limită interlopul politice, pentru că ăștia care au stat în spatele politicienilor, dar au făcut averi, stimați spectatori, de ordinul zecilor, sutelor de milioane de euro, practic mai degrabă pot fi acuzați că sunt mai un fel de clan interlop, dar la nivel mare. Nu ce să înseamnă un clan interlop, pentru că de regulă interlopii se ocupă la afaceri mult mai mici decât ceea ce fac aceștia, care au, vorbim de mari asfaltatori, mari... Când spui interlop, spui multe și înțelegi iar multe, dar vedeți noastră, s-a creat în spatele fiecărui partii politici și formațiuni politice, acea clică. Căpușele sistemului. Mai mult decât căpușele, care pur și simplu îi generează pe viitorii păpușari care vor reprezenta acea formație politică. Și n-au făcut decât să nominalizeze oameni care sunt corupți, au probleme. Arătați-mi puțin politicieni care au reușit în politică și au fost oameni foarte curați. Păi, cred că nu este niciunul care să exonereze de responsabilitatea asta economică. Vă dați seama cât de liber ar cugeta, cât de mult s-ar gândi la ceea ce are de făcut, să-și ducă mandatul la capăt. Dar odată ajuns și acolo, primul lucru pe care îl face să-și apere fundul. Pentru că, bă, stai că am greșit, acolo ai sândator, l-am promovat, trebuie să mulțumesc. Și unde naiba să mulțumești pe foamea asta, pe toți aia cărora le ești dator pentru că tu ai ajuns aici? Într-adevăr, România a fost condusă de astfel de nababi feudali care au acces mai mult sau mai puțin. Nababi sunt ăștia mai degrabă. Baron, da. E un termen mai ușor, mai finus, denotă oarecare eleganță, oarecare comportament acceptabil. Da? Ăștia sunt o adunătură de nababi care au acces datorită cercurilor care sunt în jurul lor. Deci, prima dată ei mulțumesc cercul de interese din jurul lor, după care, dacă mai rămâne ceva, cercul de partid, și după aia, în exterior, abia a treia oară vine comunitatea. De regulă, la comunitate din bugetul public nu prea mai rămâne nimic să ajungă. Și aici e toată tristețea și nefericirea liderilor și conducătorilor pe care l-au avut comunității, indiferent că ei sunt primari, viceprimari, președinți de consilii județene, deputați, senatori sau mai știu eu ce demnități. Vorbeați adineuri de declarația pe care ilustrul domn Ion Călinoiu o făcea, și anume că va ține cont de voința primarilor declarativ, dar cu o jumătate de oră înainte i-a chemat și le-a spus dacă mă revânură gâtul. Suntem de acord cu voința lor și oamenii pe unul vor spune ce vrem, pentru că eu încă noi vrem nevrând, rămâne în continuare o forță. Eu refuz să cred că Iordache va adera la acest tipar impus de Călinoiu și Cărciumaru și nu se va reorienta către o altă formațiune politică, având în vedere că are totuși informații merge către asta. Partidul către PR-ul va merge Rămâne Unită. Așa există pe piață vehiculată ideea. O e speculație, idee, ipoteză, nu știu, până la faptul concret nu contează. Important este că dacă se va duce la o altă formațiune politică, eu automat cred că nu se va ralia la deciziile pe care le va lua, o să le ia cei doi lideri, Călinoiu și Cărciumaru, și automat baza aceasta, infrastructura aceasta a partidului, reprezentată de primari și viceprimari, oameni care aduc voturile pentru PSD, își vor redirecționa comportamentul electoral către Ion Iordache. Și ar fi deja o contrapondere la... Să nu folosesc chiar un termen dur la cei doi iluștri domni reprezentanți. Bun, da. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect este că dacă se va trece peste voința lor și nu-i va mulțumi acești primari, acești primari le pot face o mare surpriză. Partidul Social Democrat
și în mare parte Partidul Național Liberal, pentru că nu trebuie să o ascund, în lumea de foarte mulți de primari care sunt ai Partidul Național Liberal sunt undeva în sângele lor tot PSD-iști. Deci vom avea atât de multe mișcări și atât de multe surprize. Și nu trebuie să mire pe nimeni dacă anumit lider politic care va candida nu va obține rezultatul dorit. Acum rămâne să vedem până în iarnă înțelepciunea românilor, a gorjenilor. Și dacă eu, dumneavoastră sau alt lider de opinie, a reușit să le trezească un anumit interes și să le arate care este cu adevărat fața cealaltă a politicii. Eu nu vreau să le trezesc înțelepciunea, cum spuneți dumneavoastră, eu vreau să le trezesc instinctul primar, acela de a vota așa cum le dictează comportamentul economic raportat la trecutul celor 26 de ani. Publicitate și revenim. Colegii din regie mai au un pic, butonează acolo, e greu cu tehnologia asta. Ce drag mă, ce publicitate aici, mai știi ce faci. Nu fi nervos, că... Bă, ai mai recut de nou. Mă legă să dau București, ia părtul, știi? Am auzit că a fost părtul. Ciu-ciu. S-a disperat ăștia, mă sună, bă, corpurile de iluminat nu mai sunt doar necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu leduri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior. Calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. În luna august la Husqvarna ai mega reduceri la o gamă variată de produse. Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna, vă prezintă campania lunii august 2016. Reduceri între 200 și 300 de lei la motounelte, motoferăstraie, refulator și motounealtă GuardView Husqvarna. Reducere 1000 de lei la tractorul de tuns gazon TC242, de la 16.590 de lei la 15.590 de lei, TVA inclus. Alege siguranța unui service autorizat. Pregătește din timp utilajele pentru toamnă. Ai 20% reducere la piese de schimb și manoperă pentru reparații și inspecția periodică de service. Promoția este valabilă în perioada 1 august 30 septembrie 2016 și se aplică operațiunilor efectuate în unitățile de service autorizate Husqvarna. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Telefon 0253-210-736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surabaya.
Curăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Știi acum e cool să colectez separat. SCPT&D Simpec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&D Simpec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu vă oferă ultima șansă de a deveni studenți anul acesta. Pentru sesiunea din toamnă, perioada de admitere este 2 septembrie 2016-14 septembrie 2016 pentru studii de licență și studii de masterat. Alege facultatea care te interesează, Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, facilități pentru studenți și masteranzi, burse de performanță, de merit, de studiu sau burse sociale, reduceri de taxe de școlarizare, taxe de cazare reduse în cămine moderne, tabere pentru studenți. Mergi pe drumul profesional care ți se potrivește. Înscrie-te la Universitatea Constantin Brâncuș în perioada 2-14 septembrie 2016. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Suntem cea mai bună alegere. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servici pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1. Telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Știi în cât timp se descompune gunoiul? Sacoșe de cadou din hârtie, între 2 și 5 luni. Coaja de portocală, 6 luni. Pachetul de lapte timp de 5 ani. Pungi de plastic, între 15 și 1000 de ani. Conserve din aluminiu, între 80 și 100 de ani. Obiectele din sticlă și din plastic, niciodată. Aruncate la întâmplare, aceste deșeuri pot fi înghițite de animale, provocând moartea acestora, poluează grav mediul și duc la creșterea cantității de gunoi depozitate la rampa ecologică, umplerea lor rapidă și implicit crearea unora noi. Vrei ca pământul să arate astfel în viitor? Vrei să lași asta copiilor tăi? E simplu, colectează separat! A revenit, stimați spectatori, la dezbaterea noastră din această seară împreună cu Ion Săvoiu, consilier municipal. Era să fac o cacofonie, dar
M-am abținut pentru că privirea dură a domnului Ion Savoiu mi-a atras atenția. Nu te juca cu gramatica limbii române așa cum face agronomul șef al județului, specialist în masaje la pandurii. Și mi-am însușit că... Specialist, domnul... nu în a face, a în a-i se face masaje. În a-i se face, da, a, corect. Am, corect. Am avut dacă nu, o sintagmă se va trezi, un pic eronat. Se va trezi cu 11.000 de cereri să facă masaje. Nu, știți că n-ar fi rău, știți, un agronom din ăsta... Să facă o sesiune din asta, dacă tot vrea să candideze pe undeva, să ia pe distinșii votani, să ia la un masaj, așa să-i maseze. La o simplă trecere în revistă, stai și te gândești că a condus acest județ din postura de președinte al Consiliului Județean. Ce s-ar întâmpla dacă ar fi cu a conduce acest județ în continuare din postura și a reprezenta românii în Senatul României? Ar fi un dezastru. Dar să te gândești, băi, și atâția ani de zile toată lumea s-a legat că a fost un om, un incult, că a fost... Băi, promovăm mai departe nulități? Haideți oameni buni, că avem în guvernul ăsta o grămadă de oameni capabili. Asta că simt nevoia să fac unele precizări, domnul Ion Savoiu, stimați telespectatori. În repetate rânduri ni se atrage atenția de ce nu îl chemăm în studio pe Ion Călinoiu, pe Florin Cărciumaru, pe Laurențiu Ciurel, pe mai știu eu cine. Deci, stimați telespectatori, lansez încă o dată invitația publică. Oricine dintre cei care se simt vizați de ceea ce declarăm noi aici, consideră că au dreptul la replică, consideră că au nevoie de precizări, de opțiuni suplimentare, au un scaun aici liber în orice moment. Dacă nu e un scaun liber, stimați spectatori, în secunda 2 mă ridic eu, mă mut în partea cealaltă, cere scaunul. Oricând doresc ei să vină, acum în direct, dacă dorește oricare dintre distinsele lor domnii politice, eu mă ridic de pe scaun și stai aici. Deci eu lansez invitația publică la oricare dintre acești lideri PSD se simt vizați de ceea ce declar eu, ceea ce declară invitații mei, pot să vină în timpul emisiunii și în secunda 2 au scaunul asigurat, dreptul la replică și tot ceea ce doresc domniile lor pe masă. Deci fac precizarea asta să nu se spună pentru că nu există, că domnule, de ce nu invităm? Sunt invitați constant, dar bineînțeles că în momentul în care noi venim cu argumente logice și bine ancorate în realitate, ei refuză pentru că sunt obișnuiți, nu pot să spun termenul acela pe care îl promovează colegul meu Narcis Daju. E într-adevăr un sport, dar nu dă bine pentru că avem un cenai să nu se înțeleagă. Așa, da. Așa greșit. Deci, încă o dată, lansez invitație publică pentru oricine se simte lezat din Partidul Social Democrat. Poate veni în timpul emisiunii, are drept la replică. Dacă dorește pe un telefon, au telefoanele afișate acolo. În secunda 2 luăm pe un telefon. Dar de preferat ar fi încă o dată să mulțumim toți spectatorii. Invitație publică pentru oricare dintre acești lideri PSD care se simt lezați sau simt că se simt cu musca pe căciulă de ce se declară aici. În secunda de eu m-am ridicat și continuăm dezbaterea împreună aici. Vă rog, domnul Savoiu. Am emoții. Acum, în acest moment deja se îndreaptă câteva echipe furtunate către studiurile. Miroase un milion de euro, câteva milioane de euro așa cum vin, pentru că oamenii ăștia vin bazați, adică nu vin cu conjuncturile în care se află, oamenii care sunt grupați în jurul lor, vorbim de afaceri serioase, adică nu vorbim de trei lulele, cum sunt de regulă obișnuiți la, să nu era să zic un alt partid, care au fost la guvernare, stimați telespectatori, au fost împreună acolo, au format guvernul, au făcut ei ce au știut mai bine acolo. Rămâne să vedem acum Liviu Dragnea cum va reuși să îi mulțumească pe toți și cum să facă să aranjeze echipele la Gorj. Pentru că, vedeți dumneavoastră, se practica, era o practică mai demult. Plecau liste de la București, erai locul întâi la București, pe la Pitești erai pe locul 2. Și la Târgu și nu mai erai nici pe listă. Nici pe listă nu mai erai. Acum rămâne să vedem, am înțeles că... Acum pleca invers, pleci locul întâi de la Târgu și când la Pitești ești locul 2 și când ajungi la București nu ești mai pe listă. Da. Acum rămâne să vedem și rămâne să vedem încă o dată. Eu mă bazez pe faptul că probabil acum, în ultimele clipe acum, gorjenii vor înțelege că trebuie să facă o diferență. Poate acea diferență este începutul, eu cred mereu că va veni ziua când va fi începutul unei noi ere. Tot timpul îmi zic, de mâine va fi mai bine, de la anul... Credeți că va veni sfârșitul dinozaurilor? Previzionați apocalipsa dinozaurilor politici? Da, trebuie să apară, pentru că chiar din partidul lor nu mai sunt iubiți, pentru că nu s-au învățat să stea 4-8 ani. Ei vor să rămână etern. Probabil pe undeva și-au propus să plece direct către cimitir sau către unul. Păi îl avem pe Ion Iliescu care a declarat, domnule, Ion Iliescu din politică, cred că cu picioarele înainte. Păi, probabil ăsta, acesta om a fost vector de opinie în sfera imagologică pentru mulți reprezentanți ai politicii de vârf de la administrațiile locale. Stăm și ne uităm că astăzi aplică mai multe tactici. Uitați-vă, acea tactică prin care Laurențiu Ciurel își anunță candidatura, în același timp mâine, dacă nu va fi cu ghinionul, Laurențiu Ciurel va trebui
voia magistraților, cu voia lui Dumnezeu, cu voia lui Coldea, cu voia nu se știe cui, să se întoarcă la CEO, la Compensă de Coltenie. Îl vedeți pe Ciurel, iar acolo, la manetele de la CEO, la butoane, da, la astea. Nu trebuie subestimat, pentru că nu este un om foarte slab. Și uitați-vă, ca să stea să pur și simplu ca să otrăvească informațiile, a început ba să critice, că așa a făcut blogul, ba pe Leaders, ba pe unul, ba pe celălalt, și a creat, dar în spate undeva ne vine să credem că chiar ministrul însuși a creat aceste plecări, veniri și aceste neluri de decizii ca să îi facă drumul lui Ciurel înapoi către postul pe care l-a avut. Bine, sunt simple supoziții, dar lucrurile tind să arate așa. Da. Da, un post pentru Maria sa, doar Ciurel, mai jos, așa, mai... Deci nu acela, nu, suntem, nu se poate... Noi nu, suntem, vezi noastră, nu permite... omul de supărare poate să-i urezi, dar acum, în momentul de față, nu suntem. Numai așa, șefuleț acolo, șef de trib în CEO, mai jos, așa, nu poate, are, are intoleranță profesională. Nu suport anumite treceri din asta. Haideți, domnule, să-l punem șef iar să... Fim în consuetitudine cu omul să... Deja vă imaginați, în momentul când Lăunciu a plecat, toți liderii sindicat și toată lumea care era potriva lui a spus a scăpat de Ciurel. Mâine, și acum se dacă se Ciurel. Întoarce Ciurel, vă dați-vă seama că 10.000 de angajați vor manifesta, vor înconjura complexul, vor fi împotriva lui. Nu va fi, domnule, nimic. Pentru că oamenii nu știu, nu vor, nu-i mai interesează. Vă repet, tratează-te cu indiferență, să gândești la ce pun acasă pe masă, la ratele pe care le au, la copiii care sunt plecați, la probleme de sănătate. Nimeni nu se mai gândește la partea asta. Păi și nu cade gorjul în capul nostru al tuturor. Dar nu interesează, pentru că dacă ar interesa, vă mai repet, că e unul, că sunt mai mulți, că e un grup, că e o formațiune, că e unul sindic. Stop! Băi, încotrunând de tău, hai să ne trezim în realitate să vedem ce avem de făcut. Dar nu vor să facă treaba asta, pentru că le-a pierit acea sămânță, acea dorință de a fi din nou liber. S-au învățat să fie mereu supuși, tăcuți, se spune da, dar lasă că se schimbă de la sine. De la sine nu, pentru că cine a învățat să te asuprească, te va supri în continuare. Și asta s-a demonstrat. Dacă le-au dat cu picătura chinezească pe posturile media servite, domne, ce mari și puternici suntem noi ăștia care conducem. Cine îi obligă să se uite la post? Cine îi obligă să se uite la desene animate? Cine îi obligă pe oameni să stea să se îndoctrineze, întoxice cu lucruri care nu au sau nu aduc niciun beneficiu? Corect. Omul trebuie să caute, de să uite acolo unde are de învățat, unde poate să-i se explice ceea ce nu știe. Tot trebuie să-mi că lipsesc și adunările cetățenești care trebuie să fie, în care unul mai, un moromete mai, mai se explice da, pe înțelesul norodului cum stau lucrurile. Noi ne lipsesc asta, pentru că lipsește foarte mult educația civică. Ieșe cineva din societatea civilă, acei lideri de opinie care tot timpul se găsesc în anumite momente de criză să spună cum e locul, dar unde le-a fost locul lor atunci când oamenii au nevoie să înțeleagă cum stau lucrurile? Nu au fost. Apar doar cum vor ei, ca și cum cineva are trimite special. Ori să te prostească, ori să te deștepte. În general, este tolerată prima parte, în proporție de 90% în ce a spus dumneavoastră, și partea a doua, dacă e 10%, până ce încercăm noi să facem aici. Și să spui într-o experiență personală, cum ești mai supărat că anumite lucruri nu se leagă, afacerile nu merg, sunt probleme, nu te mai gândești la partea de politică. Atunci politicianul își vede niște drumul lui, pentru că nimeni nu-i spune că nu este bine. Un politician trebuie să accepte să fie corectat, să-i se spună că mai greșește, pentru că își dă seama că nu face bine și nu este suveran. Dacă toată lumea tace, pentru că sunt indiferenți, el trăiește cu impresia că tot ceea ce face este bine și continuă să facă continuare. Iar în ziua că tu îți dai seama că a greșit și spui, bă, da, ai greșit, păi și vine ta că nu i-a tras atenția. Degeaba te vaiți atunci, trebuie să vaiți atunci. A făcut prima greșeală, taxează. Să conștientizeze. Păi, au făcut o înșiruire de greșeli acești oameni, dacă să nu și ne gândim. O infinitudine de greșeli în ăștia 26 de ani, culminând totul cu situația în care se află Constantin Brâncuș și clubul de sportiv, secția de handbal, basket și secția de fotbal acum mai nou. Zecile de mii de români plecați în afară în căutarea unei vieți mai bune, n-au plecat de bine. Au plecat, aduc în cârcă în continuare zecile de mii de familii care sunt acasă, care dacă ei nu ar întreține, acești oameni s-ar răsfrânge asupra autorităților. Ar deveni astea sociali, ar fi mai multe probleme, dar vezi, asta le este greu să le mulțumească. Și mai este un lucru, vorbesc tot timpul de diaspora și de români, pentru că este acea parte a vieții mele pe care am trăit-o acolo. Și eu văd diferența între un român care a petrecut ultimii 10 ani de zile în străinătate și vine acasă și nu se găsește în sistemul de aici, nu se găsește. Și încearcă să vadă lucrurile altfel, vede că nu poate, vede că ăla-i îndobidocit, se vede lucrurile așa, pleacă înapoi. Dar nu vine acasă că nu vrea, nu vine acasă pentru că nu este înțeles. Și atunci preferă să rămână acolo.
Și este păcat pentru că pierdem pe de mână de lucru. Ne pierdem copiii. Ne pierdem copiii care sunt crescuți la școli și puteți reșcuți de mâine. Și ne erosim viitorul, Domnul să vă uie până la valorile noastre pleacă pentru că acasă nu sunt apreciat. Da, este destul de trist într-adevăr pentru că la noi în România tot ce are legătură cu valoarea obiectivă, dar neafiliată politic, este călcat în picioare. Tot acest procedeu malefic pus, mefistoid, ca să-i spun așa, pus la cale de gruparea asta politico-economică în fruntea căreia se află o mână de oameni, pentru că dacă ne gândim bine, inclusiv Partidul Social Democrat se află în aceeași situație captiv cu întreaga societate gorjenească, cu excepția celor câțiva aici care sunt și care conduc grupurile de interese. Vorbeam mai de ună zi, domnul Savoiu, erau doi oameni de afaceri destul de prosperi în județul Gorj și mi-au spus, dacă în momentul de față pot să-mi achit salariile angajaților și dările la stat, taxele și impozitele și ratele la mașini, sunt mulțumit, nu mai trebuie nimic. Deci mi-au luat gândul de la dezvoltare. Oameni neafiliați politic. Deci vă dați seama în ce hal au adus inclusiv oamenii de afaceri. Că acel om supraviețuiește. Exact, da. Iar dacă se întâmplă să aibă o singură piedică pusă, picat de toată lănțuirea economică, acel om din punct de vedere financiar și dispare. Și atunci va trece în tabăra celor care au nereușite și poate făceau performanță, poate erau oameni pricepuți. Da, și au angajați. Angajații la rândul lor. Partidele politice, acea formațiune politică care va promova oameni educați, oameni curați și oameni care au viziune, va avea de câștigat. La școala de vară, Traian Băsescu, la Neptun, le spunea tinerilor, învățați să stați la coadă, învățați să cereți frumos, învățați să respectați bătrânii în primul rând. Pentru că și-a dat seama că sunt politicieni care au ajuns să reprezintă anumite părți, anumite județe, care au uitat de cei 7 ani de acasă. Este un lucru foarte important. Uitați-vă că după atâția ani, după doi ani de zile a terminat, Traian Băsescu merge la țebe, oamenii, chiar o moață îi spunea. Și are gorunul acela pe care l-a udat în plată și a spus, și i-a spus moața, ne-a spus că după mine o să vină oameni mult mai rău și dacă nu o să fie așa, să veni să mă scuipați. Cum a fost? Așa a fost, domnule președinte. Vedeți dumneavoastră tot ceea ce, pentru că Traian Băsescu nu poate să fie iubit de lumea. Ba, este și urât, că asta este situația. Un politician are și pro și contra. Doar nu e Kim Jong-un al doilea. Dar uitați-vă că tot ceea ce a promovat, tot ceea ce a spus că se va întâmpla, s-a întâmplat. Iar astăzi este din ce în ce mai greu să înțelegi de ce, din tot ce înseamnă clasă politică, nu mai există un alt lider care să-i asemenea Traian Băsescu, să împărtășească ideea să meargă mai departe. Odată cu Traian Băsescu, foarte multe lucruri și foarte multe lucruri care nu se spun astăzi, nu se vor mai spune niciodată. Asta este iar o mare pierdere. De asta îmi doresc ca din rândul de mișcării populare să fie promovați oameni care să ducă mai departe mult, mult din ceea ce Traian Băsescu își dorea. Unirea cu Moldova, un respect al politicilor față de oameni, promovarea valorilor din diaspora, din străinătate. Asta sunt lucruri foarte importante care țin de sănătatea societății. Domnul Savoiu, dacă stăm și uităm bine, cei mai buni medici din România sunt plecați în străinătate. La Londra. Medici cei mai buni sunt spectatori și ați fost la spitale, ați fost la diverse clinici, ați avut orice între noi, a avut diverse probleme de sănătate. Ați văzut că în România n-au rămas neapărat medici cei mai buni. Elita, topul medicilor, cei mai importanti și cei mai buni, sunt plecați în străinătate. La fel și inginerii sunt foarte bine plătiți, lucrează în șantiere foarte mari din străinătate. Și vorbim în general de tot spectrul ăsta profesional, unde necesită performanță. Elitele au plecat în străinătate și noi am rămas aici cu ce se mai găsește și mai sunt printre cei care se găsesc într-adevăr și foarte mulți patrioți care fac meseria datorită dedicației care au pentru comunitate și pentru oameni. Mai sunt și excepții din acestea care au rămas. Foarte puțin, să știți. Da, dar de nefericire sunt foarte puțin pentru că de regulă acești medici, acești profesori, acești ingineri care sunt într-adevăr patrioți, au șef de regulă politruși de ăștia parașutați politic pe linia de partid și de aici e un întreg calvar care se generează în sistemele din care fac parte. Păi uitați-vă că ne confundăm cu două mari probleme. Învățământul și sănătate. Școala românească de altădată nu mai există. Fiecare formațiune politică care a venit la Gorj a schimbat acest sistem de învățământ după o nouă idee care a venit. Au promovat în cadrul sistemului sanitar oameni comandați politic care au mers mai mult în domeniul afacerilor. De-a bușile au mers în genunchi, târâși. Iar noua generație de medici care au încercat să schimbe cât deja pentru că au văzut, au citit, au posibilitatea să meargă și la fel de reuniuni internaționale, au venit să-i implementeze și n-au putut. Pentru că nu s-a lovit de faptul că nu știau, s-a lovit de un politician care pur și simplu nu a vrut el. Iar dacă încearcă să ia atitudine, cineva îl dă la o parte. Deci a primat în continuare partea politică, n-a primat performanța. De aceea noi performanță nu vom avea niciodată. E bine că bisericile se construiesc, e bine că se investesc bani, dar
La biserică ajungi când ai termin școala, când ai o problemă, mergi la spital. Când doctorul spune, numai Dumnezeu te poate salva, în acel moment mergi către biserică ca ultimă salvare și niște sufletească. Dar după ce ai irosit tot ceea ce a fost de irosit și ai încercat să salvești ceva, biserica este ultima parte. Am ajuns un popor de credincioși, ne cupăm la icoane, ne rugăm și așteptăm miracole. La moaște, în general, se duc. Și așteptăm miracole. Miracolul nu vine dacă tu nu încerci să vii, să previi anumite lucruri. Adică nu poate să se nască așa dintr-o dată. Știți ce mi-a plăcut apropo de ce spunea dumneavoastră de miracole, ce spunea Dostoevski? Nu miracolele fac să se nască credința, ci credința face să nască miracolele. Da. Deci important este, dragi ascultători, să credeți în această schimbare pe care o aveți, să lăsăm două la parte, Domnul să voi, când credeți dumneavoastră, când estimați, nu știu, din punct de vedere personal, obiectiv, subiectiv, nepărtinitor, nu știu cum vreți să spuneți dumneavoastră, că se va termina cu acest primitivism politic cu care avem noi de face, pentru că, până la urmă, noi trăim într-o comună primitivă aici, în Gorj, din punct de vedere politic, comună primitivă, păstorită de, îi știți foarte bine, pe cei doi. Chiar și generațiile care vin în spate, mă refer la... Au fost instruiți la aceeași școală comună primitivă. Da, dar gândiți-vă că eu am avut ocazia în ultimele luni de zile să cunosc diferiți oameni de diferite formațiuni politice care nu împărtășim aceleași idei, dar din punct de vedere al schimbării și-o doresc și Partidul Social-Democrat și Partidul Național-Liberal. Păi și cât numai de exigibilă generația. E această schimbare pe care o dorește atât PSD-ul și cât de PNL-ul și cât de exigibilă este pentru noi comunitatea? Este de ajuns ca oamenii să iese în stradă. Doamne, cu strada dictează ordine. Dacă strada tace, politicienul face ce vrea. Face ce vrea, de dacă acord, strada corect. Iese și spune vrem o schimbare, dar nu trebuie să se oprească numai în a o vrea. Băi, nu plec de aici, păi nu se schimbă. Și atunci politicienul va înțelege. 5 minute trebuie să iasă în secția de vot și a dat cu schimbarea. Este, dar gândiți-vă că asta o faci tot la 4 ani. Dar dacă vezi că ți este rău, nu aștepți 4 ani. Că trăim de o țară democratică. Nu mai convine, noi v-am pus, noi vă dăm jos. Noi v-am... Ori vă schimbați, ori vă schimbăm noi. Și nu ai de ales. Pentru că parlament, politicianul, este în slujba cetățeanului. Că de asta pleacă acolo, să-l ajute pe cetățean. Adevărul e că, vis-a-vis de ceea ce spuneți dumneavoastră, această diluare a conștiinței publice, această prelungire a tentaculelor politice până la fiecare individ în parte și efectiv se lipește aceste tentacule politice de inima fiecăruia dintre cetățenii care se uită la noi și efectiv le suge toată vlaga aia spirituală. Deci oamenii i-au adus într-un stadiu în care ei nu mai sunt ființe spirituale, să creadă într-un ideal, să creadă în aspirații, să creadă în viitor mai bun. Sunt mulțumiți cu acele ajutoare sociale pe care le primesc, sunt mulțumiți cu acele stipendii pe care le primesc, nu știu, de ziua pensionarilor, de mesele care se fac de 1 decembrie, o fasole cu ciolan, un pahar de vin fiert, sau mai știu eu ce, și tocmai le-a distrus vlaga aia spirituală. De secundă de vlaga spirituală dispun la discreție de comunitate. Nu conștientizează puterea pe care o au. Omul, asta încercăm noi să facem aici. Ampire de nu știe câtă putere are. Pentru că dacă ar ști, multe lucruri s-ar schimba. Dar oamenii și-au pierdut pur și simplu voința de a mai lupta, de a mai crede că ceva se poate schimba. Dar dacă ți-ai pierdut acea credință, gândește că distrugi viitorul copiilor tăi. Dacă ți ți-a fost greu și ai văzut cum este, luptă, fă orice ca să schimbi măcar viitorul celor care rămân după tine. Mă, la acești pensionari care și-au pensii, stau acasă liniștiți, nu o să gândească la viitorul nepoților, pur și simplu, nimeni nu spune să nu ia parte la viața, este o chestie normală. Dar când te gândești că sunt în mare parte cei care hotărăsc destinele acestui oraș, acestui județ, de multe îți faci și spui, Doamne, unde am greșit? Păi probabil am greșit de vreo 20 de ani încoace, sistematic, mergând nu credeți că pe același trend descendent. Mă întrebați când credeți că e o schimbare. O schimbare cred că va fi după 2020. Păi va fi prea târziu, cred că atunci. Asta este, asta eu mi-aș dori să fie acum, mi-aș dori ca aceste alegeri să fie un semnal de alarmă că trebuie nevoie o schimbare, pentru că vor fi alegerile unde oamenii vor vota omul de pe lista partidului. Veți vedea, poate oameni care n-au mai fost cunoscuți, care au făcut politică mai puțin, puși pe lista unor partid și vor fi votați. Veți vedea oameni cunoscuți care ani de zile au futurat steagul și au spus noi vom face, vom drege, nu vom primi voturi. Pentru că omul s-a săturat și într-un fel sau altul va trebui să fie sancționați. Și ce vor face? Spune, da, domnule, sunt de acord cu tine și vor vota oameni care sunt mai puțin cunoscuți, dar care sunt mult mai apropiați sufletește de oamenii simpli. Credeți dumneavoastră că în momentul de față oamenii simpli conștientizează puterea, cum a spus dumneavoastră, care au și având în vedere că e
tic-tac se scurge ceasul, dar mai spre ultima sută de metri, aceste parlamentare vor avea un cuvânt de spus și într-adevăr vor ieși cu tărie și cu încredere în forțele proprii să ducă, da, domnule, și așa nu mai am nimic de pierdut, mai bine am încredere în mine decât să am încredere în ăștia care au condus 20 de ani și vedem în ce hal am ajuns cu toții. Și da și nu. Deci vă spun, totul este hotărât cam în ultima lună, înainte alegerilor, atunci cam reușești cât de cât să faci, să ai o logică în ceea ce se va întâmpla. Dar și atunci este foarte greu, pentru că vă spun, toți analiștii politici în acest moment cu greu reușesc să prevadă ce se va întâmpla peste 10 zile. Înainte spuneau în luna care va veni, deci vă dați seama, știau cum funcționează lucrurile, pentru că era un tipar binecunoscut. Spunea, da, în luna următoare va fi așa. Acum se va spune în următoarele 3 zile. Vă dați seama cât de instabil este scena politică românească în următoarele 3 zile? În următoarele 3 zile Victor Ponta va candida, în următoarele 3 zile Victor Ponta a fost supus unui control judiciar, în următoarele 3 zile este mai ales un dosar. De unde nu aflăm că poate peste, e posibil ca în 10 zile lui Victor Ponta să fie un alt dosar. Sau să fie... O concluzie a întâlnirii noastre, am ajuns la final. La finalul dezbaterii noastre, să sperăm că vom continua și la aceste dezbateri, sub spectrul sintagmei apel către lichele, carte binecunoscută a celebrului gânditor Gabriel Liceanu. Mi-a plăcut foarte mult, deci apel către lichele. Domnule, să știți că pe la București și pe alte zone a prins. Sper să prindă și la noi până la urmă sintagma asta. A prins foarte mulți din Goși sunt în București pentru că au ales Bucureștiul ca o cale intermediară către a pleca în afară. Iar de acolo următorul pas va fi către în afara țării. Iar majoritatea celor care sunt acolo și care înțeleg lucrurile sunt de aici la Gorj. Avem o grămadă de gorjeni în majoritatea ministerilor care sunt oameni extraordinari. Și care lucrează și în sectorul privat până la urmă. Da. Mulțumesc pentru participarea din această mulțumesc seară. Mulțumesc și eu, bună seara. Consilierul municipal Ion Savoiu din partea Partidului Mișcarea Populară. Mulțumesc dumneavoastră, stimați spectatori, că sunteți care fiecare dată lângă băieții buni de la Patra Putere, așa cum v-ați obișnuit de acum. Sunt Leonard Filip, rămâneți lângă Tele3, singura televiziune liberă și dependentă din județul Gorj. Și vă spun o seară plăcută, ne revedem mâine la ora 19. Să aveți parte de tot ce vă doriți dumneavoastră. La revedere!